Macron se implică în scandalul politic din România. Mesaj exploziv al șefului Franiei, salut munca președintelui Iohannis, care nu îi lasă ra din mână. Există o ascensiune a democrațiilor liberale în Europa, a declarat duminic, într-un interviu, presubliniere-dintele francez Emmanuel Macron, care a adugat că independența magistraților este pus în pericol în cerca Polonia sublinierei Ungaria, dar sublinierei de cetre unii în România, salutând în acest context munca presubliniere-dintelui Klaus Iohannis, care ține lucrurile sub control. Iau Europa subliniere acum este. Nu împrete subliniere iesc niciuna dintre valorile premierului ungar, Viktor Orban, dar el este acolo, a fost ales. A zis la o ascensiune a democrațiilor liberale, a spus Macron într-un amplu interviu pentru BFM TV, RMC subliniere imediat part, la un an de presubliniere din ce? De o parte, vede democrații unde în rândul populației s-a instalat un fel de oboseal. Democrații care s-au subliniere unit cu celebriciunile, injusticia, inegalitățile, furia sublinierei unde se înregistrează o cre subliniere terea populismului, care este denuncat moral, dar nu este sublinierei atacat la baza sa, a declarat presubliniere-dintele francez. De cealaltă parte, sunt democrațiile liberale unde se spune, vedeți, acest subliniere pe oamenii sunt slabi. Atunci, nu mai respect me democrația. Atac me independența magistraților, a mai spus Macron, care a oferit exemplele Poloniei sublinierei Ungariei sublinierei a spus ce acela sublinierei lucrul încearcă unii în România, salutând în acest context munca presubliniere dintelui român Klaus Iohannis, care ține lucrurile sub control. De aceea, vrea în Franța o democrație puternic sublinierei clar, în care cel ce a primit un mandat decide sublinierei în sublinierei asum. Sunt de părere ce poți fi în acela sublinierei timp democrat sublinierei puternic, a afirmat Macron. Cred într-o Europă suverană, adică o Europă care oferă protecție în fața marilor riscuri. Trezirea europeană de aici trebuie să pornească. Avem nevoie de această vitalitate europeană, a mai declarat el spre finalul interviului, conform Agerpress.